Furnica și porumbița, Lev Tolstoi. Furnica a venit la marul părâului, căci i se făcuse sete. Un val o luă pe sus și era gata să se nece. O porumbiță tocmai trecea în zbor cu o crenguță în cioc. Văzând furnica în primejdie, îi aruncă crenguța în apă. Furnica se cățără pe crenguță și scăpă cu viață. În altă zi, un păsărar întindea plasa ca să prindă porumbița cu pricina și tocmai se pregătea să tragă de sfoară. Furnica veni repede spre păsărar și-l ciupi dureros de picior. Acesta scăpă un strigă de durere, dar odată cu el și sfoară. Porumbița își desfăcu aripile și zbură de acolo. Mulțumim că ne-ați urmărit pentru mai multe povești. Abonați-vă!